În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Isus. Amin. Iubiți frași și iubite surori, dăm și astăzi mulțumire lui Dumnezeu și ne închinăm până la pământ în fața bunătății și îndelungii răbdări pe care Dumnezeu o are pentru acest pământ și mai ales pentru niște păcătoși ca noi, pentru că dacă nu recunoaștem ceea ce Sfântul Apostol Pavel spune, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Că dacă spunem a venit pentru toți păcătoși, între care sunt eu, parcă mai diminuăm din starea noastră, parcă zicem sunt și un păcătos sunt între toți păcătoși. Dacă îmi spui că pentru mine a venit, atunci îți recunoști propria ticăloșie, cum a făcut-o Dumnezeu Apostol Pavel, și atunci te recunoști, dar cu adevărat, înaintea lui Dumnezeu, că pentru tine, personal, Domnul Isus Hristos și-a dat sângele sus pe dealul căpățânii. Mă gândeam, stând pe scaun, cât de răsfățați suntem noi. Vedeți, înaintea noastră am avut cei 2000 de ani de creștinism și la oastea Domnului 100 de ani de lucrare, 100 de ani de mărturisire, o sută de ani de bătăi, de temnițe, de amezi, de chinuri care dacă s-ar contoriza undeva suferința fraților, cred că ar depăși unitățile de măsură care sunt pentru orice fel de durere. Ei au plătit pentru noi totul. Părintele Iosif a plătit cu suferință, a plătit cu dispreț, a plătit cu sănătate, a plătit cu tot ce putea plăti un păstor care și-a pus viața pentru oile sale. Fratele Traian a plătit cu pușcărie și alături de fratele Traian, sute de frați care au stat și au putrezit de tineri prin pușcăriile comuniste, toți au plătit pentru noi. Ei ne-au pregătit totul. Ne-au lăsat totul. Ne-au lăsat o biserică în care să ne închinăm lui Dumnezeu într-o credință adevărată. Au plătit martirii cu sânge, au plătit sfinții părinți ca să păstreze adevărul, să ajungă până la noi neștirbit, să nu avem o credință strâmbă, o credință rătăcită, o credință care nu e conformă cu Evanghelia. Și apoi în lucrarea în care ne-a chemat Dumnezeu, lucrarea oastei Domnului, care nu este nimic altceva decât corabia de mântuire, pe care Domnul o trimite pentru ultima perioadă pe care lumea o va mai traversa către ziua, către țărmul judecății lui Dumnezeu, apoi aici, în lucrarea aceasta, Dumnezeu a plătit atât de mult prin Sfinții Săi. A plătit Totul ca noi acum să stăm aici și iată noi suntem niște răsfățați. Avem totul, avem Biblia, avem Biserica, avem cântările, avem Cuvântul lui Dumnezeu, avem învățăturile pe care ni le-au lăsat frații, nu scriind într-un birou, într-un concediu undeva pe malul poate unui râu sau unei mări, nu le-au scris în suferință, în durere. Că dacă s-ar scrie suferința, spune fratele Traian, într-o cântare am fost ales să fim o jerfă de înviorare pentru voi. Și spune acolo, dacă ști voi cât am suferit noi, nu ne-ați mai cânta cântările. Dacă am ști noi cum s-au făcut aceste cântări și cum s-au compus ele și cu câte lacrimi și cu câte suferință și bătăi. Și de aceea, spune, noi suntem niște răsfățați. Noi acum avem totul. Problema este cât știm noi să apreciem. De obicei, de obicei, când omul moștenește ceva pentru care n-a plătit, nu apreciază. Cineva care și-a făcut casa cu munca lui, cu sudoarea lui, cu renunțări de la diferite lucruri care l-ar fi bucurat poate în lumea aceasta, el ține până și la un cui din casa aceea. Dar cine n-a plătit nimic, normal că nu ține la ea. De aceea spun poate noi, trecând mai ales generația care vine, care n-a gustat din ceea ce a fost suferința la oastea Domnului, Poate nu știm să apreciem pe măsură harul la care Dumnezeu ne-a făcut și pe noi părtași. Harul de a ne numi copii lui Dumnezeu. Zice în 1 Ioan, în capitolul 2, versetul 1: Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, că nu l-a cunoscut nici pe el. Ce dragoste ne-a arătat nouă Dumnezeu, noi să ne numim copii lui Dumnezeu. Vă întreb și mă întreb pe mine: care e meritul nostru să ne numim copii lui Dumnezeu? Ce am făcut eu? Mă întreb pe mine, începând cu mine, ce am făcut eu ca să merit acest nume? Am făcut stări de privegheri, am plătit eu cu suferință, am plătit eu cu ceva în lumea aceasta ca să num mă numesc la lui Dumnezeu și totuși așa ne numește Dumnezeu, pentru că alții vrednici înaintea noastră au plătit. Vedeți, zice, părinții suferă pentru copii, părinții noștri au suferit pentru noi, au renunțat la ce aveau ei mai scump. Noi, vedeți, citim din scriptură, ascultam aseară un frate de la mormântul fratelui Treia și spune, de multe ori zice, m-am dus, zice, la mormântări, m-am dus, zice, le vorbeam la fraze despre bătrânețe, dar nu știam ce e bătrânețe, că nu trecusem prin ea. Vorbeam despre boală, dar de eu nu fusese în la. Abia când a venit vremea să trec eu prin bătrânețe și prin boală, abia atunci pot să spun și eu despre ea, că am trăit prin ea. Vedeți, noi citim din Sfântele Scripturi multe cuvinte frumoase. Dar dacă ele nu trec prin cutia de rezonanță a vieții noastre, ele n-au putere, că noi nu le-am trăit. Noi n-am trăit stările acele. Și atunci noi vorbim despre ele, dar fără să le fi trăit. De aceea, fratele Traian face o comparație și spune diferența între predicator și mărturisitor. Predicatorul este un om plătit, un om de meserie, un om care știe să alcătuiască foarte frumos un cuvânt, care să fie plăcut, dar e atât, e o predică mărturisitorul mărturisește. El spune, cum spune cuvântul lui Dumnezeu din 1 Ioan, capitolul 1, zice, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, aceea vă încredințăm și voi, și vouă, ca și voi să aveți parte cu Tatăl și cu Domnul Isus. De aceea, repet a treia oară acest cuvânt, noi suntem niște oameni care beneficiem de suferințele, de munca, cum spune Mântuitorul, alții au semănat, și voi ați intrat în munca lor. Nu i-am intrat în munca lor. Ei sunt acum acolo și ne așteaptă și pe noi. N-au primit încă desăvârșirea, că spune în Biblie, capitolul 11 din Evrei, spune toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce li se pusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru cine, fraților? Pentru ei? Pentru noi. Culmea, Culmea smereniei. Auzi, fratele, trăiește în pușcărie 17 ani și nu primește încă răsplata. Sfinții martiri au fost măcelăriți, tăiați de vie, chinuiți, inimaginabili, nu ne putem închipui. Numai dacă citești viețile Sfinților, se face pielea de găină pe tine când citești acolo ce au suferit cei dinaintea noastră. Și totuși, ei, ei de care spune tot în Evrei 11, nu era lumea vrednică. Ei n-au primit încă răsplătirea pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Și ce era acel ceva mai bun? Ca să nu iei răsplătirea fără noi, să nu se bucuri ei fără noi, să nu intre ei acolo în camera de bucurie cu mirele până nu mai ajunge și noi acasă. Și de aceea, sfinții noștri care avem în calendarele noastre, sfinții noștri care avem în lucrarea oastei Domnului, care sunt la fel ca sfinții din calendar, ei ne așteaptă, ne fac cu mâna, și ne spun să ne grăbim ca să ajungem și noi mai curând acolo în patria cerească. Și pentru că avem un așa har ca noi să intrăm în munca lor, în osteneala lor, în suferința lor, ar trebui să pășim cu teamă. Ar trebui de fiecare dată când le cântăm cântările să ne gândim, Doamne, de unde vin cântările acestea? Cum să le cânt eu când frații le-au cântat mai mult în lacrimi decât să le cânt ca pe niște cântări care să gâdile urechea. Spune fratele Traian, apostolul acesta sfânt, martirul acesta sfânt, zice, eu n-am vrut să scriu versuri și poeme și cântări, ce inima o moaie și urechea o gâdilă. Fratele Traian n-a scris lucrurile acestea ca să încânte lumea. El n-a fost un poet. El n-a vrut să fie poet, fratele Traian. I-au zis lumea că a fost poet. El s-a -a folosit de darul acesta care l-a pus Dumnezeu în dânsul ca prin suportul acesta al darului lui Dumnezeu care a fost revărsat și multe daruri a avut fratele Traian, dar toate le-a pus numai și numai într-o singură slujbă. Nu puteți să slujiți la doi stăpâni. Fratele Traian, de când a făcut legământul acela în șura casei, când a primit de la uh, preotul din sat cartea corabia lui Noe, și acolo, la sfârșit, după ce a citit cartea părintelui, era o întrebare apăsătoare, o întrebare directă, mergea drept la inimă părintele și spunea, suflete dragă, ți-a plăcut cartea aceasta? Poate pe alocuri ai și plâns, n-ai vrea să fii și tu în corabie? Și atunci fratele Traian s-a dus în podul casei, șură să numește Nardeal, și acolo în fân, spunea, a făcut băltoacă de lacrimi și a luat legământ cu Domnul Isus. el cu Domnul Isus, la 16 ani anișori. S-a predat lui Dumnezeu, și din clipa aceea a avut numai un domn și un stăpân în viața lui. Pentru că l-a iubit din toată inima pe Dumnezeu și ne-a lăsat nouă o moștenire. Tot ce a agonisit el, toate trăirile dânsului, toate, poate că de mii de ani nu mai fusese pe pământul ăsta al nostru un așa sfânt, un așa trimis ceresc ca dânsul, ca să aducă așa bogăție bisericii noastre, poporului nostru român, de cântare, de poezie, de meditații de care, gândiți-vă, se înfruptează acum până în întreaga lume. Veneau pe vremea fratelui Traian oameni de la alte credințe. Era interzisă credința la noi pe vremea aceea. Veneau oamenii care aveau alte credințe decât credința noastră. Și când îl vedeau pe fratele Traian, spune, era odată un negru venit din Noua Zeelandă. Și omul acesta nu era ortodox, era de altă religie. Și când l-a văzut pe fratele Traian că face semnul Sfintei Cruci, involuntar a început să-și facă cruci. Oricine se întâlnea cu fratele Traian devenea și el un copil al lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia, detalii a fratelui Traian, n-au fost oameni ca noi. Ei n-au trăit cum trăim noi pe pământ. Spunea odată un frate, zice, n-ați văzut niciodată cum plânge un sfânt. Să fi stat lângă fratele Traian, să-l auzi cum plânge și să roagă pentru cel mai amărât om din lumea aceasta. Sfinții nu se roagă ca noi și nu plâng ca noi. E o altă dimensiune pe care noi nu putem înțelege datorită fie lipsei noastre de trăire, de pătrundere în dragostea aceasta lui Dumnezeu, universul acesta infinit al iubirii lui Dumnezeu și atunci știți cum facem noi ca vulpea care nu ajunge la struguri. Știți ce spune? Sunt acri. Și ne putând să pătrundem acolo, dincolo de perdea unde a pătruns fratele Traian, ca un nebun pentru Hristos. Mă iertați că spun cuvintele acestea, dar uh, uh, nu putem, nu putem să nu fim îndatorați față de Cel care ne-a pus nouă mână Cuvântul lui Dumnezeu și care ne-a deschis un orizont așa de minunat către împărăția lui Dumnezeu. Știți, mă gândeam așa cum era fratele Traian. Dânsul, când compunea, când scria, să nu credeți că a scris fratele Traian la birou. Nu a avut așa ceva. Știți ce care a fost birou fratelui Traian? Celul de la Gherla, lagărul de la Periprava, lagărul de la Ghencea, pușcărie de la Caransebeș, acolo au fost birourile fratelui Traian. Și ele nu erau nici încălzite, nici iluminate și nici cu bună voință, ci toate erau numai în întuneric, în chin, în suferință, în bătăi. Ei, și acolo fratele Traian, nebun de fericire, urca pe scara, cum zice, că a văzut Iacob când a dormit într-o câmpie și și-a pus o piatră la căpătâi și a avut un vis. O scară ca, al cărei cap era în cer și celălalt cap ajungea pe pământ. Ei, fratele Traian, era tu mai pe ultima treaptă. Era jumătate cu trupul pe pământ și jumătate era dincolo. Și de acolo scria. El vedea pe Domnul. Lui dicta Domnul Isus ce să scrie acolo. El nu vorbea și nu scria cum scriem noi. Poate dacă cei care mai aveți darul acesta al scrisului, am încercat și o să mai scriu câteva articole, mai... Doamne, îmi trebuia câte 3-4 zile până când îl încropeam, până când aranjai formularea, până... E o muncă decisiv, nu e așa de simplu, să știți. A vorbi e ușor, dar a scrie e foarte greu. Cine n-a trecut prin experiența aceasta nu știe ce înseamnă. Ei, la fratele treia nu era așa. Dânsul scria, curgea, curgea. Ne povestea un frate, a rămas într-o noapte la dânsul și Spune eu că tremiez un om, m-am culcat la fratele Traian în Odaia, acolo în cămăruța dânsului, cum avea dânsul. Și fratele Traian avea un program. Dormea un somn până pe la vreo 11, apoi de la 11 până la 5 dimineața, care era urmărit, avea pus în geam un preș, la 5 dimineața era securistul care îl urmărea. Avea și normă la colectiv de făcut, cât avea cu, cu domiciliul forțat acasă. E, timpul ăla dânsul scria. Și spune, noaptea în stat, zic să văd ce face fratele Traian. Toată noaptea avea un fel de pefeleu, cum se ducea înainte, și avea acolo pus caietul și creion și scria într-una. Într-una, într-una, vedeți când mai, mai te gândești, mai... nu, la dânsul curgea. Toate erau cursive, de ce? Pentru că dict... cel care dicta fratelui Traian era Domnul Duhul Sfânt. Și de aceea, vedeți, toate cântările, toate poeziile, toate meditațiile fratelui Traian au ceva care nu e din lumea aceasta. Lucrarea asta care și-a lăsat amprenta fratele Traian pe ea. Pentru că nu putem să vorbim de oastea Domnului fără să vorbim de Părintele Iosif și de fratele Traian. Nu avem cum, e imposibil. E ca și cum am vorbit despre creștinism fără Sfinții Apostoli, fără Maica Domnului, fără Sfinții Părinți. Nu se poate. N-a creștinismul nu s-a parașutat la noi așa după 2000 de ani și ne-am trezit și noi cu Biblia căzută din cer în anul 2023. Nu, cineva ne-a adus-o. Așa e și lucrarea aceasta sfântă a oastei Domnului. Aș vrea să medităm puțin la un cuvânt din Epistola către Romani, care s-a citit și la Apostolul de astăzi și care ne spune așa de frumos. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Suntem socotiți, neprihăniți. Fraților, care de aici se simte neprihănit? Vă rog frumos, spuneți, e cineva? Dacă este, mă închin în fața lui. Eu nu sunt. Dar Biblia spune așa, fiindcă suntem socotiți neprihăniți. Nu suntem niciunul neprihănit. Singurul neprihănit care a fost pe acest pământ a fost Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos. El a fost fără de păcat. El n-a cunoscut păcatul. A fost om ca noi, a avut trup ca noi din Sfânta Fecioară Maria, dar fără să guste păcatul. Singurul om neprihănit peste care Duhul Sfânt a rămas în ziua botezului și n-a mai plecat de la el. Omul dumnezeiesc, Dumnezeul om, Mântuitorul Iisus Hristos. Deci, acum spune, suntem și noi socotiți neprihăniți prin credință. De acum încolo, ochii lui Dumnezeu, noi suntem păcătoși, da? Să vă spun ce se întâmplă. În cartea numerii, Dumnezeu duce poporul lui Dumnezeu spre țara făgăduită. Și acolo se întâmplă ceva, ajung în fața unor popoare puternice. Și acolo un împărat, nu, e, nu dezvolt prea mult, că vă spun de pe scurs ajungem la învățătura pe care o avem în seara aceasta, cheamă pe un vrăjitor, pe Balac, să blesteme poporul lui Dumnezeu. Ca zice, băi, pe cine binecuvântezi, tu e binecuvântat, pe cine blestem, tu este blestemat. Și acum Balac a zis, nu am să fac decât ceea ce îmi poruncește Dumnezeu. Și știți istoria ce se întâmplă, îl duce în câteva locuri să blesteme poporul și când îl duce să blesteme, Ăla binecuvântează în loc de blestem. Și spuneți, am spus că nu pot să-ți fac decât ceea ce îmi spune Dumnezeu. Eu nu pot să mă abat de la ce îmi spune Dumnezeu. Și acum, ce spune acolo cuvântul numerii? Domnul se uită peste Israel și nu vede în el nicio nelegiuire. Dar dacă citiți capitolul de acolo, știți ce se întâmpla? Fetele lor curveau cu madianiții. Poporul se abătuse la idol. Și uite, Dumnezeu vedea să uita, dar nu vedea păcatul. De ce? Că ochii Domnului sunt prea sfinți ca să poată vedea păcatul. Suntem socotiți neprihăniștiți. De ce? Tatăl să uite la noi prin ochii Domnului Isus și cum îl vede pe Domnul Isus neprihănit, așa ne vede și pe noi. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și suntem, cum? Socotiți neprihăniți. Nu că suntem neprihăniți, așa ne socotește Dumnezeu. De exemplu, ai un copil, da? Și copilul, prin naștere, are dreptul de moștenire. Dar el nu e moștenitor, decât când ajunge matur, când el poate să aleagă binele de rău și când este la o maturitate de gândire, atunci încredințezi ceea ce ai tu de încredințat copilului tău, da? Câte vreme e copil, nu-i dai, te duci să-i la notar moștenirea, nu te duci. Așa face Dumnezeu cu noi. Ne socotește, ne în ce sens? Atunci când noi ajungem la credință. Când noi credem în jertfa Domnului Isus, Când noi îl primim pe Domnul Isus, Nu ca pe o poezie frumoasă, nu ca pe o poveste care se spune și care noi o auzim și ne e dragă, ci ca pe cel care este persoană vie în viața noastră. Domn și stăpân. Asta sunt condițiile primordiale pentru orice suflet care vrea să mântuiască. Cine nu-l primește pe Domnul Isus ca Domn și ca Mântuitor. Astea două condiții, dar primul e să fie Domnul tău. Sfântul Apostol Toma, după ziua săptămâna îndoielii, a venit săptămâna eliberării săptămâna credinței, când l-a atins pe Domnul și rănile lui și a spus cum? Domnul meu, Domnul meu, auziți? Domnul Iisus e Domnul tău? Pentru Sfântul Tom a fost Domnul lui. Dacă nu e Domnul meu și ce înseamnă Domnul meu? V-a spus și dimineață. Domnul meu înseamnă stăpân. Domnul meu înseamnă cel căruia mă supun. Domnul meu înseamnă cel de care ascult. Nu frumos așa, Domnul meu, dar nu ascult de el. Cum este Domnul tău, Domnul Iisus, dacă n-a ascult de el? Primul lucru, să-L primești pe Domnul ca Domn și apoi ca Mântuitor, ca Cel care poate să-ți ierte păcatele. Dar dacă nu ascult de Domnul, cum să-mi ierte mie păcat? Dacă nu cred în Domnul, cum să-mi fie mie Mântuitor Domnul Iisus? Și de aceea spune, fiindcă suntem socotiți, neprigăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Uite, acum între noi și Dumnezeu este pace. Pentru că cineva a semnat această pace. Și pacea aceasta între noi și Dumnezeu, a fost un război cumplit numit păcatul. Păcatul care, ce spune plata păcatului, care este? Roman 6,30. Plata păcatului este moarte. Plata păcatului este moartea. Și atunci dacă e moarte, a plătit Domnul Isus cu moartea Lui. Cu moarte pe moarte călcând. A plătit Domnul Isus la Golgota cu moartea pentru noi și a sfărâmat puterea morții. Și de acum, zice, avem pace prin Dumnezeu, cu Dumnezeu. Cum? Prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin El avem pace cu Dumnezeu. Și acum îmi spune altceva, deci, zice, acum avem intrare slobodă, zice nevrei. Nu mai avem un acces inaccesibil acolo. Nu mai avem o ușă închisă, avem o ușă deschisă în ceruri. Avem pe Domnul Iisus cel neprihănit, cel sfânt și preacurat, care ca om mijlocește pentru noi, cum spune epistola Sfântului Apostol Pavel către Timotei, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos, Domnul Isus ca om, El mijlocește pentru noi. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Prin da Lui datorăm, Domnul Isus. Toată datoria noastră e că Domnul Isus a luat asupra Lui datoria mea. Și eu sunt dator pentru Domnul cu o recunoștință veșnică. Cu ce era să plătesc eu, fraților? Știți cu ce am venit pe lume când am venit? cu plâns. Și în plâns voi pleca. N-am adus cu mine nimic și nu voi lua cu mine nimic, a spus dreptul Iov. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă întorc în pântecele pământului. De-aia spune Evanghelia de azi că priviți la păsările cerului, la crinii, țarinii, nu vă adunați comori pe pământ, că ele rămân de noi, putrezesc, se duc, când vom pleca rămân oricum, să privim la Domnul. De ce la păsările cerului? Păi păsările, ele n-au nicio grijă, fraților. De ele se îngrijește Tatăl Ceresc. Și dacă de ele se îngrijește așa, de voi nu se va îngriji Tatăl? Cum se îngrijește de noi Tatăl? Ne dă sănătate, ne dă înțelepciune, că noi suntem oameni. Noi suntem făcuți cu gândire, cu rațiune, cu voință. Noi nu suntem ca păsările, dar să privim la ele, să învățăm. Să mai învățăm ceva de la păsări. Păsările când se scoală dimineața, ce fac în crâng, în pădure? Cântă? Fac cu acolo, spune Părintele Iosif. Cântă lui Dumnezeu și preamăresc pe Dumnezeu, pe Creatorul. Seara nu se culcă până nu cântă cântările lor. Ce frumos cântă privighetoarea sau mierla, mai ales acum primăvara, luna mai și iunie. Ce minunat cântă! Priviți la păsările cerului, cum slăvesc pe Dumnezeu, cum aduc mărire Creatorului, cum se închină ele de frumos. Și atunci avem de învățat de la păsări, până Biblia spune și de la furnică trebuie să învățăm. Adică noi avem de învățat de la oricine în lumea aceasta. Ne mai trimite Dumnezeu într-un loc să învățăm de la crinii țarinii. Că zice că nici Solomon în toată strălucirea lui pe care a avut-o nu s-a putut îmbrăca cu asemenea slavă cum îmbracă Dumnezeu crinii țarinii. Și zice dacă crinul care azi este, cum spunea fratele Nicu, și mâine nu mai este, e îmbrăcat cu așa slavă, cu cât mai mult pe voi. Și cum ne spune acolo? Puțin credincioșilor. Adică nu credem că Dumnezeu poate. Ba, Dumnezeu poate. Și acum, Cuvântul spune mai mult. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Fraților, potopul sau golgota trebuie să ne asemănăm cu potopul. Știți ce s-a întâmplat la potop? La potop s-a primit dreptatea lui Dumnezeu. A dispărut lumea. Lumea de păcat a pierit toată, toată, toată. N-a mai rămas nimic decât o persoane au rămas între care Noie, de care spune capitolul 6 din Geneza, Noie era un om de care? Neprigănit. O, Noie umbla cu Dumnezeu, era un om după voia și după placul lui Dumnezeu. El cu familia lui a rămas. O nouă generație s-a născut de acolo. O nouă lume. A răsărit curcubeul pe care Dumnezeu l-a pus. O nouă lumină a răsărit. Și acum ne întorcem către Golgota. La Golgota a început o nouă lume. Acolo s-a scufundat lumea păcatului, potopul păcatului a pierit prin jertfa Domnului Isus, prin sângele Domnului Isus și a răsărit curcubeul neprihănirii noastre. Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume, Domnul Isus cu jertfa lui. Și acolo la potopul lui Noe a ieșit porumbelul cu crenguța de măslin în cioc. Din cu acela Golgota a ieșit curcubeul care este Duhul Sfânt pe care l-a revărsat porumbelul Duhului Sfânt peste noi și a dus crenguța păcii, cum spune, avem pace cu Dumnezeu. Ne-a dus pacea în inimile noastre, pacea care nu putem găsi în lume. Gândiți-vă, măslinul a fost și odată în Grecia, a văzut e verde, măslina e verde, la vedere e frumoasă, dar dacă o bagi în gură, se pungește gura, Ea are un gust atât de amar și atât de strident, de astrigent este gustul ei că îți pungește limba. Nu poți mânca, ei, vedeți, așa este omul, el vede crenguța, el vede darul lui Dumnezeu, dar nu se vrea să se hrănească, din că este amar. Calea lui Dumnezeu este frumoasă, dar e amară. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ne bucurăm chiar în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Zice că odată, fratele Traian, în meditația la apostolul de astăzi, un frățior tânăr s-a întors la Dumnezeu. Și așa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor, odată cu convertirea, odată cu schimbarea direcției, odată cu nașterea din nou de care s-a spus mai devreme, inevitabil apare și contradicția aceasta între lume și tine. Apare inevitabil ciognirea aceasta între cele două lumi, lumea veche care ai avut-o, în care ai avut tabieturile tale, păcatele tale, felul tău, și lumea cea nouă în care ai intrat, unde a răsărit curcubeul, unde este pacea, unde ai gustat din jertfa Domnului Isus, și spune, se întâlnește cu un frate bătrân și frate, nu mai necazuri am. mai bine nu mai mă hotăram, că de când am întors la credință, parcă toată lumea s-a întors împotriva mea, și aia din casă, și vecinii, și prietenii, toți pare că sunt dușman de acum. Ce să mă fac? Roagă-te, frate, pentru mine să-mi dea Dumnezeu răbdare. Și zice, fii atent, zice, uite, mâine seară vină la mine să ne rugăm amândoi. Vină încoa la mine să punem genunchii la pământ și să ne rugăm. Și să duce frățiorul nostru tânăr la fratele mai în vârstă, se pun pe genunchi, se roagă și acum se roagă fratele bătrân, Doamne Iisuse Hristoase, dă-i fratelui nostru necazuri, dureri, încercări. Frate, zice, oprește-te, te-am chemat să te rog să-mi dea Dumnezeu răbdare. Păi da, tu n-ai citit, uite ce spune aici. Ba mai mult ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdarea. Păi n-au zis că ăsta e mijlocul prin care vine răbdarea. Și oh, eu credeam că de când dă Dumnezeu răbdarea direct, așa, nu se poate. Cuvântul spune, le spunea și le zicea că prin multe necazuri să intră în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, toată lumea ar alerga la miere asta, ca muștere la miere, la mângâierea Duhului Sfânt, dar nu este așa. Că mângâierea pe care o dă Domnul credincioșilor nu e ca mângâierile din lume, o dă numai celor care au gustat din jerfa Domnului, care au gustat din amărăciunea măslinului, care au simțit durerea, că așa spune, necazul aduce răbdare prin câte necazuri au trecut tot cei dinaintea noastră. Noi suntem scutiți de necazuri acum. Și poate că nu ne face bine faptul că avem scutiți, avem fiecare poate necaz, dar nu putem să comparăm noi necazurile care le-au îndurat. E incomparabil, nu suportă comparația a unui, chiar a unei boli care avem noi cu ceea ce au suferit cei noastră. Noi suferim pentru păcatele noastre, așa zic. Chiar dacă sufăr, nu sufăr pentru că sufăr că sunt păcătos, că sunt neascultător, că sunt necrescut în credință, sufăr pentru multe, multe, multe. Dar pentru Domnul? Când am suferit eu ultima dată pentru Domnul? Când am luat eu pentru Domnul o jignire sau o înjurătură sau un scuipat sau o vorbă de o cară, și chiar dacă le te revolți? De aceea vedeți că necazul aduce răbdare. Și de multe ori noi Vrem să eliminăm necazul, nu cumva să vină necazul peste noi, nu? Dar uite că acolo spune Biblia, că așa este. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Ca să răsară curcubeul, trebuie să vină potopul. Ca să vină în viața noastră pacea lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să lăsăm pe Domnul Isus să pătrundă cu puterea cuvântului și a dragostei sale. Zice, răbdarea aduce biruință în încercări, iar biruința aceasta aduce nădejde. Vedeți, Răbdarea aduce biruință. Cine va răbda până la sfârșit, acela se va mântui, spune Domnul. Prin răbdarea voastră, spune Mântuitorul, vă veți câștiga sufletele voastre. Cei mai mulți își pierd răbdarea. Dar am venit la credință, am luat și legământ cu Dumnezeu, dar nu merge bine. Parcă nu se întâmplă nimic spectaculos. Să știți că viața de credință nu are nimic spectaculos. Viața de credință nu e un spectacol, viața de credință este cruce. Mulți așteaptă să vadă minuni, să vadă cum îi trăznește Dumnezeu pe dușmanii lor, să vadă fel de fel, să audă prorocii, să vadă semne și minuni. Nu, nu sunt astea, nu. În lucrarea lui Dumnezeu nu sunt astea, sunt din altă zonă. Nu aparțin credinței creștine, cel puțin acele autentice, acelea care este de tarabă, se găsește peste tot. Ei, dar zice că răbdarea duce biruință. Cine rabdă, Mântuitorul a spus în capitolul 16 de la Ioan, îndrăzniți că eu am biruit lumea, să avem răbdare, fraților, să nu ne pierdem răbdarea pe cale. Vedeți, poporul când a ieșit din țara Egiptului spre țara făgăduită, ce pe drum și-au pierdut răbdarea și au zis, nu mai suportăm, domn, dă-ne carne, ne-ai chinui pe aici, ne dai niște, mâncăm noi acolo, ne adunăm niște boabe în fiecare zi, vrem și noi carne și-a pierdut răbdarea poporul. Și Moise, care nu făcea nimic până nu întreba pe Dumnezeu, auziți, toate lucrurile le întreba pe Dumnezeu Moise, că el era prietenul lui Dumnezeu, până și lucruri de cea mai mică importanță întreba pe Dumnezeu. Vine la Moise odată cineva și spune, Moise, părinte Moise, zice, uite, ai dat legea, da? Și acolo spune, lege privitoare la împărțirea verii. Dar zice, uite, eu am, am cinci fete, nu spune în lege ce faci dacă ai numai fete, cum împarți averea? Uite, primul născut spunea și zice, Moise, stai să întrebi pe Dumnezeu. Și Moise se întreabă pe Dumnezeu. Și întreabă, Doamne, ce să fac cu poporul ăsta, că e un popor răzvrătit. Mai bine mă luai pe mine și fă ceva cu poporul ăsta, Doamne. Pentru că, vedeți, vă spun și un lucru despre Moise la sfârșit. Și acum spune Moise, nu te, nu te supăra, ce vor mânca carne, mâine își vor sătura pântecele. Spune, sunt din niște rețele de plase și a trimis Dumnezeu un stol de păsări. Și s-au oprit păsărelele acele acolo și-au mâncat și pe când era carnea în gura lor, a început plăpădu, Au început să moară. Zeci de mii au murit dintre ei. I-a pedepsit Dumnezeu. Și acum vedeți, Moise, când a trebuit să intre în țara făgăduinței, Moise, spune fratele Traian, se pățișează înaintea Domnului ca să plece. Și spune, Moise, Moise, tu n-ai să vezi țara sfântă. Da, Doamne, știu că m-amândoi, m-am de tine, știu eu, când am fost la stânca de la Horeb. Am zis, cum să le dea Dumnezeu apă aici în pustie? De unde să le dea apă? Și n-am crezut că tu poți. Nu, zice, altă ca mai mare ai făcut. Da, Doamne, știu, zice, când am coborât de pe munte, am dat cu tablele de pământ când am văzut ce fac ăștia în vale. Nu ăla a fost păcat, altul mai mare. Care, Doamne, te-ai îndoit de poporul meu? Te-ai îndoit că eu pot să fac din poporul acesta, că prin poporul Israel trebuia să se nască Mântuitorul Domnului Isus Hristos. Și pentru că te-ai îndoit de lucrarea mea, de aceea nu vei vedea țara făgăduită. Vedeți, nu se pare, De acum, adică de ce, că s-a îndoit de lucrarea lui Dumnezeu, poate noi ne îndoim. De ce asta e lucrarea lui Dumnezeu, da. Dumnezeu poate. Dumnezeu are o așa lucrare care noi nu putem înțelege. Suntem prea mizic de mine, așa, prea știu eu, la nivelul acesta duhovnicesc scăzut ca să putem să înțelegem dacă Moise, care era prietenul lui Dumnezeu și vorbea cu Dumnezeu, gură către gură, cum vorbește un prieten cu prietenul lui și n-a putut să se încreadă pe deplin în Domnul, da, păi noi. Și acum închei cu ultimul cuvânt. Nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Această nădejde nu înșeală. Vedeți câte nădejde ne-au înșelat pe noi în lume. Poate ne-au înșelat prietenii, poate ne-au înșelat poate chiar soțul sau soția pe unii. Poate ne-au înșelat așteptările care le-am avut de la viață, câte nu le-au dezamăgit pe noi și câți n-am dezamăgit noi. Nădejdea aceasta spune care a dat-o Dumnezeu, care e nădejdea noastră? Că vom vedea pe Domnul. Nădejdea noastră e că atunci când vom închide ochii, îi vom deschide dincolo și vom vedea pe Domnul Isus. Asta e fericita noastră, nădejde. Că El e Mântuitorul nostru, că El ne-a promis că se duce să ne pregătească un loc și atunci, vedeți, această nădejde nu înșală. De ce? Că Dumnezeu a făcut ceva cu noi. A turnat în inimile noastre dragostea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. A turnat-o ca pe un balsam. Că așa spune și cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. A turnat Dumnezeu peste noi pe Duhul Sfânt și dragostea Lui și dragostea aceasta lui Dumnezeu ne dă o nădejde. Noi nu alergăm pe drumul acesta ca niște nebuni. De ce am venit la adunare? Să ne simțim bine? Să cântăm? Să mai auzim câte o vorbă, cât un cuvânt? Nu! Am venit aici pentru că avem o nădejde fericită. Nădejdea noastră e să alergăm spre ținta, cum spune nevrei 12, cu ochii ațintiți la căpetenia și de săvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Isus. Cu de aceasta alergăm. Că odată vom ajunge acasă. Că dacă nu avem această nădejde, zice Sfântul Pavel, mă lupt, dar nu ca și cum aș da cu pumnul în vânt. Cum să te lupți cu morile de când făcea Don Quixote, cu morile de vânt, nu? Noi nu ne luptăm cu pumnul în vânt. Noi ne luptăm pentru că avem o nădejde. Și nădejdea noastră este Domnul Isus, cum spune, nădejdea mea e Tatăl, scăparea mea e Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Da, asta e nădejdea noastră. Și pentru această nădejde care o avem în noi, noi trebuie să fim gata oricând să dăm răspuns în unghi fața oricărui om. Care-i nădejdea voastră? De ce vă duceți voi acolo la biserică și la adunare? Ce căutați voi acolo? Ce vă mână pe voi să vă duceți acolo la creștinism, la ortodoxie, la oastea Domnului? Pentru că avem o nădejde. Și nădejdea noastră asta nu e o himeră, nu e o poveste, nu e o... ceva care uh, ne-a povestit cineva că va fi odată, a fost odată ca niciodată. Nu! ci este ceva care a spus Domnul Isus că El este viața, cum a zis frații mai devreme, viața veșnică. Ne-a promis viața veșnică. Și dacă El ne-a promis că ne dă prin dragoste această viață veșnică, să ne ținem de Domnul Isus, Să ne ținem de cuvântul Lui, de lucrarea Lui, de sfinții Lui. Să fim și noi în lanțul acesta de 2000 de ani o verigă binecuvântată care să ducem și noi mai departe, așa cum am primit noi, așa să ducem și noi mai departe. Mă gândesc așa, uite, noi am primit de la ei, da? De la cei dinaintea noastră. Ne-au lăsat o moștenire. Ce ducem noi mai departe? Care e moștenirea de credință care o lăsăm noi? Generația care trăim noi acum în credință, în biserica noastră, este plină de tot felul de erezii. Plină, vedeți, din fiecare zi au cât un preot, că îl pedepsește biserica, o vorbește prostii. Tot felul de rămâi oameni mari, oameni cu cultură chiar, oameni cu care au o pregătire teologică și se duc alunecă. Știți cum? Dacă nu rămâi credincios, cum spune cuvântul, rămâi credincios până la moarte, ce înseamnă să rămâi credincios? Să nu te abați nici în stânga, nici în dreapta. Nu te duce după lume. Mulți încearcă, vedeți, formula asta care, cum să spun eu, să mă înțelegeți, care place lumii. Hai să încercăm să aducem o evanghelie cât mai lumească, cu o glumiță, cu un banc, cu o vorbă mai lumească, că suntem oameni, nu și noi. Hai să fim și noi mai ca lumea. Fraților, oricine a încercat așa ceva s-a frit rău de tot. Lucrarea asta nu e de la oameni. Aici nu venim să facem ce fac oamenii în lume. De-aia spus și dimineață, biserica nu e din lume. Ea nu se aseamănă cu lumea, lumea are păcate. Biserica e sfântă, curată, fără zbârcitură. De ce? C a curățit-o Domnul Iisus prin sângele lui, e mireasa lui. Și noi suntem chemați să facem parte din trupul lui, care este biserica lui, adică mireasa lui. Și de aceea, oricine încearcă să ducă Evanghelia sau mesajul Evangheliei în alte zone decât al seriozității, al fricii de Dumnezeu, al respectului față de sfânt, aproape să stai pe genunchi, când pui cuvântul lui Dumnezeu, se arde mai devreme sau mai târziu. Biserica nu e de la oameni, să știți. Mântuitorul a spus Sfântului Petru, nici porțile iadului nu vor birui. Păi dacă a spus așa Mântuitorul, ne îndoim de lucrul acesta? Niciodată nu va putea nimeni să o dărâme. Oricine ar încerca, au fost în istorie oameni mari, fraților. Nero era cel mai mare, să spun așa, dictator al lumii din vremea aceea. A încercat să distrugă creștinismul, n-a reușit. Stalin, care a anagramat puțin numele lui, este Satalin, de la Satan, a crezut că va distruge creștinismul și biserica, au omorât mii de preoți în Moscova într-o singură zi i-a aruncat în Volga, în râul Volga, să nu mai a vrut să nu mai rămână picior de preot creștin în toată Moscova, să nu mai existe nicăieri într-o biserică, liturgie sau slujbă sau șerfa Domnului și totuși Dumnezeu și-a păstrat mărturia lui. Unde e Stalin acum? Îl țină ea împăiat acolo și se duc la el de... sau pe Lenin, care erau ei la Moscova. Ce să mă, moaștele lor comuniști, ale ateilor, că tot se vorbește în ziua de azi, că e la modă să fie ateu. Unde sunt toți mari prigonitori ai bisericii? Sau au dus în istoriei. Cine sunt prigonitorii oastei Domnului? Ce prigonitori aspri? Ce amenințări au fost la adresa lucrării lui Dumnezeu? Unde sunt ei și unde este lucrarea? Pentru că e de la Dumnezeu, fraților. Gândiți-vă ce a spus Gamaliel, acel învățat din Sinedriu, care atunci când i-a dus pe Sfinții Apostoli la judecată, au zis unii într-un fel, unii într-un fel, cum să-i judece, cum să, să încerce să închidă creștinismul și Gamaliel, care era totuși un om cum au zis frații mai devreme, între farisei era un om, deși acolo sunt oameni, uite în ceata aia de vipere, de șopârle, de tot felul de delighioane, era și acolo un om, un Nicodim, un Iosif din, uh, din Arimatea, și era și un om între ei, Gamaliel. Și au zis ce spune Gamaliel, ce oameni buni, dacă lucrarea asta e de la oameni, se va nimici. Dar dacă e de la Dumnezeu, să nu vă treziți că luptați cu Dumnezeu. Ei, și referitor la asta spune în Evrei 12, grozav lucru e să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Cine se poate pune cu Dumnezeu? Cine se poate împotrivi lucrării lui Dumnezeu? Cine ești tu, omule? Sau cine sunt eu? Să pot să cer socoteală lui Dumnezeu? Sau să mă împotrivesc lucrării lui Dumnezeu? Omul nebunia lui crede că poate. Dar de aceea vă spun, oricine încearcă formula aceasta va pieri mai devreme sau mai târziu, dar adevărul rămâne. Uitați-vă, de 2000 de ani, Dumnezeu merge victorios prin istorie. Dumnezeu calcă în picioare istoria. Dumnezeu calcă în picioare prigonitorii. Se duc toți în negură neștiință. Dar Dumnezeu rămâne același. Cine mai vorbește acum de Nero, de Stalin, de prigonitor? Nimeni. Vedeți și închei cu cuvântul acesta. Sunt o angură de aur, ca și părintele Iosif Trifa, a trebuit să sufere prigoana. Și o prigoană cum a suferit și părintele Iosif. Prigoană, vedeți, când suferi prigoană de la un dușman, e una, domne știi că ăla ți-e dușman, asta e, ce să ceri de la un vrăjmaș. Dar când te prigonesc ai tăi, exact tăia de la care aștezi mângâiere, nu ia să bage cuțit în tine. Și Sfântul Ioan Gură de Aur a fost condamnat, cred că de câteva ori chiar că a terisit, adică i s-a dat dreptul de a fi slujitor la Sfântul Altar și până la urmă l-au exilat. L-au dat afară din Constantinopol. Când l-a dat afară, spune acolo în istorie, în viața Sfântului, a luat foc altarul. N-au putut să stingă biserica. A ars o săptămână biserica acolo de la învonul de unde predica Sfântul Ioan Gură de Aur. L-au dus, l-au aruncat undeva în Armenia spre o localitate numită cu cuzel și acolo au plătit pe cel mai mare criminal din Imperiul Roman. Au zis ce amenințare era Sfântul Ioan Gura de Aur. Era o mână de om, fraților. Avea numai 50 de ani. Era o mână de om. Era un puznic. Dacă cântărea 40 de kilograme. Era un om aproape scheletic, care trăia numai cu puterea Duhului Sfânt. Și totuși omul acesta a plătit, a fost omorât pur și simplu într-o biserică, a murit cu cuvintele acestea pe gură, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Într-o biserică s-a dus acolo, a omorât. N-a pe bietul Sfântul Ioan cu de aur. E, gândiți-vă, sinodul la care l-a caterisit pe părintele, cine mai vorbește de ei acum? Cine mai știe cine au fost ăia? Cine era împărat? Nu se. Semn... Dar de Sfântul Ioan, Până în ziua de azi, la fiecare liturgie, spunem cu rugăciunile celui Tru Sfinț, Părinte al nostru, un gură de aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, de părintele Iosif, Cine mai știe de prigonitorii lui? Dar de părintele se vorbește mereu. De ce? Adevărul rămâne. Adevărul rămâne întotdeauna, se alege întotdeauna. Și de aceea să avem nădejde de aceasta. Dumnezeu știe de noi. Noi să rămânem credincioși și ascultători de Cuvântul Sfintei sale Evanghelii. Amin. Slavă Tatălui! și Fiului și Sfântului Duh. am Slăvit să fie Domnul Isus.